Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Și la mulți ani pentru fiecare dintre noi. Și chiar dacă poate nu vor fi ani, poate va fi un an sau câteva luni, cum a spus și Părintele Gelu, să ne rugăm ca în fiecare zi din viața noastră mâna lui Dumnezeu să fie peste noi. Pentru că dacă mâna Domnului este cu noi, atunci orice ar veni în viața noastră și prin orice am trece, noi suntem cu El. Și cu El vom fi tot timpul biruitori. Ar vrea să încep cu un cuvânt a fratelui Traian, scris într-una din meditațiile fratelui Traian. Spune fratele Traian: viața mea se aseamănă cu viața fiecărui semn al meu. Și viața fiecărui semn al meu se aseamănă cu viața mea. Tot ce am trăit eu poate să trăiască oricare alt om. Și tot ce s-a putut întâmpla fiecăruia, mi se poate întâmpla și mie. Astfel, fiecare semen al meu să se regăsească în viața mea, în scrisul meu, în experiențele mele, pentru ca pe fiecare să-l pot ajuta să pornească de la starea sa până la ținta finală, care este Hristos, Mântuitorul nostru, al fiecăruia și al tuturor. Acesta este scopul meu, rostul meu, destinul meu. Și pentru aceasta, numai pentru aceasta exist. Râul vieții mele a curs atât de puțin printre luminișuri și atât de mult printre scrâșnete. Dar din toate s-a alcătuit cântarea cântărilor mele, fiindcă dragostea preiubitului meu mi-a fost totdeauna nedespărțită și dulce. Acesta a fost fratele Traian. Fratele Traian care a stat lângă Părintele Iosif. Fratele Traian care spune că se aseamănă și a trăit și fiecare dintre noi putem să trăim viața Domniei sale, viața fratelui Traian. Pentru ca pe fiecare dintre noi, spune fratele Traian, să ne ajute să ne ducă la ținta finală pe care fratele Traian și pe care cred că fiecare dintre noi o dorim, la Mântuitorul Iisus Hristos. La capătul timpului, spune tot fratele Traian, nu ne mai rămân decât amintirile scumpe pe care le-am trăit, jertfele iubirii și mulțimea binefacerilor pe care le-am făcut. Spune fratele Traian, jertfele iubirii, jertfele iubirii pe care fiecare le purtăm în inimile noastre. Lumea a cunoscut multe zidiri. Multe lucruri s-au zidit pe forță, pe bani, pe glorie, sau pe teroare, sau pe niciună. Dar niciuna dintre ele n-a supraviețuit timpului. Singura lucrare a lui Hristos, întemeiată pe iubire, a supraviețuit veacurilor și prăbușirilor, fiindcă este zidită pe El. A rămas mereu și va rămâne mereu, fiindcă este întemeiată pe iubire, adică pe singura temelie veșnică. Pe ce ne clădim noi viața? Pe ce ne clădim și care e scopul vieții noastre? Cum ne trăim noi viața? Trăim noi în iubire? Temeria vieții noastre este iubirea? Sau este altceva? Pe orice altceva ne clădim în viețile noastre și orice altceva căutăm noi în viețile noastre, va trece, se va prăbuși. Și la sfârșitul vieții noastre, privind înapoi, ne va părea rău. Dar poate va fi prea târziu. Dar atunci când un om, pătruns de dragostea lui Hristos, înțelege că el trebuie să-și clădească viața pe iubirea izvorâtă din Hristos, pe iubirea față de Hristos și pe iubirea față de cei din jurul lui, atunci viața lui se schimbă. Viața lui devine o viață plină de pace, o viață plină de bucurie, o viață plină de dragoste. Pentru că în viața lui este Hristos. Dar orice altceva ar căuta omul și orice altceva ar strânge omul și ar încerca omul să-și găsească fericirea în orice altceva, va fi o căutare zadarnică. Și el nu va putea să-și găsească fericirea. Pentru că fericirea nu este acolo. Fericirea omului și plinătatea omului și bucuria este numai în Hristos. Spune fratele Traian,
Sunt oameni care au fost vestiți prin marea lor avere, prin vitejii, prin arta lor știință și putere. Dar cei ce au fost cu adevărat mai mari în omenie, în omenire, sunt cei ce au fost mai buni și cei ce au fost mai cu iubire. Dacă privim noi în anul trecut, privim noi în zilele care s-au scurs din viața noastră, cum am fost noi? Dacă jertfa Mântuitorului, dacă este adânc înfiptă în inima noastră, dacă de acolo ne trage noi seva, putem să ducem viața aceasta cu dragoste și cu iubire. Dar din aceasta trebuie să ne tragem noi și să ne adăpăm noi și din această apă a jertfei și a crucii Mântuitorului ar trebui ca în fiecare zi noi să ne adăpăm. După aceea ar fi alături de jertfa scumpă, ar fi jertfele celor care ne-au vorbit despre Hristos. Jertfele oamenilor care ne l-au arătat pe Hristos. Tot ce au făcut pentru noi, jertfele părinților noștri. Poate jertfele părinților duhovnicești, jertfele mamelor noastre, care ne-au arătat, jertfele taților noștri, care ne-au arătat calea pentru spre Hristos. Și ei au făcut o jertfă. Și ar trebui ca în fiecare zi a vieții noastre să le fim recunoscători pentru aceasta și să le mulțumim. Și în ultimul rând, ar trebui să ne gândim și la jertfele noastre, dar cu smerenie, care le facem noi pentru cei din jurul nostru, pentru cei pe care iubim și pentru cei cu care vrem să fim împreună. Jertfa, ce jertfă faci tu? Ce jertfă fac eu pentru cei din familia mea? Pentru soția mea, pentru copiii mei? Cât mă dăruiesc? Cât mă jertfesc? Cât mă jertfesc cu adevărat? Cât timp petrec eu cu adevărat împreună cu ei? Cât timp îi ascult, cât timp le înțeleg nevoile, cât timp încerc ca prin apropierea mea și prin viața mea să cresc în dragostea față de ei. Ca prin viața mea și prin experiența mea să le arăt pe Hristos. Să vadă și să spună, da, copiii, părinții noștri, într-adevăr ne-au învățat și ne-au pus pe calea credinței, ne-au pus pe calea lui Hristos. După aceea, mai departe, fiecare. Dar învățătura și acea învățătură și acea dragoste care putem noi să o sădim în copiii noștri și acea dragoste pe care noi putem și lumină pe care noi putem să aducem în familiile noastre și în locurile în care mergem, acea lumină nu poate să vină și nu poate, noi nu putem să o ducem numai dacă o avem și o luăm de la Hristos. Numai dacă rugăm pe Hristos să ne dea, atunci putem și noi să avem acea lumină și binecuvântare. Jertfa noastră. Jertfa căutării Mântuitorului Iisus Hristos. Cât îl căutăm noi pe Hristos? Cât timp încercăm și cât timp vrem și dorim să ne petrecem în fiecare zi împreună cu El? Spune fratele Traian, nu există lipsă de răspunsuri, ci există lipsă de întrebări. Fiindcă oricine întreabă pe Hristos află sigur și limpede răspunsul la orice întrebare a sa. Dar cine nu întreabă, cum să află răspunsul? Hristos răspunde, dar numai dacă îl întrebi. Să ne facem timp în acest an. Să ne găsim timp, dar nu numai timp, să ne găsim și acea stare sufletească și liniștire în care putem să-L întrebăm pe Iisus Hristos. În care putem să-L întrebăm pe Iisus Hristos și putem să ascultăm în liniște răspunsul Lui. Cel ce nu mai întreabă, spune fratele Traian mai departe, este un om închis, un om mort. Cunoașterea și iubirea sunt mereu întrebate. Te întreabă numai cel ce te iubește. Te iubește numai cel ce te întreabă. Să-L întrebăm pe Domnul, să-i întrebăm pe cei din casa noastră, să ne facem timp, să-i întrebăm, să le cunoaștem nevoile, să le cunoaștem problemele, să le cunoaștem dorințele, să le cunoaștem așteptările, să-i întrebăm pe cei de lângă noi, ori de câte ori vedem că au nevoie de un răspuns sau de o întrebare, să avem în compasiune și să ne apropiem de ei cu dragoste. Dragostea care vine numai din Hristos. Și să ne întrebăm de fiecare zi, să ne întrebăm pe noi. Cum stăm noi? Cum stau eu cu viața mea? Cum stau eu cu mântuirea mea? Cum stau eu cu dragostea lui Hristos? Cum stau eu cu inima mea? Inima mea este închisă. Cum stau eu cu păcatul din mine? Cum îl văd eu? Încerc să îl scot afară. Să am eu adânc în inima mea să văd ce e acolo.
Încerc eu să mă apropii de Hristos. Încerc eu să îl iubesc pe Hristos mai mult. Să ne întrebăm, să întrebăm pe cei din jurul nostru, să ne întrebăm pe Hristos, să ne întrebăm și pe noi. Apoi, după ce ne întrebăm, să stăm și să-L ascultăm pe Iisus Hristos. Să-L ascultăm, pentru că atunci când îl ascultăm pe Iisus Hristos, aflăm răspunsurile la întrebările noastre. Spune fratele Traian, să ascultăm cuvântul glasului lui Iisus Hristos. Cuvântul Sfânt nu este numai cuvânt, ci El este Duh și viață. Dacă îl asculti numai cu urechile și nu cu inima ta, El se preface în tine în vorbă și vânt. Dacă îl asculti cu Duhul, El se preface în tine în Duh. Dacă îl asculti cu viața, El se preface în tine în viață. Cum îl ascultăm pe Domnul? Îl ascultăm noi cu viața noastră. Cine îl ascultă cu viața lui, cine se lasă pătruns de cuvântul Dumnezeu, acela trăiește altfel. Pentru că în viața lui se vede lumina lui Hristos. În viața lui se văd roadele lui Hristos. În viața lui se văd roadele care pot să schimbe. În viața lui se vede lumină. În viața lui se vede căldură, dragoste. În viața lui se vede bunătate. Dar numai dacă l-a spus pe Hristos cu viața ta. Poate de atâtea ori ascultăm pe Hristos cu urechile. Îl ascultăm cu urechile și știm bine cuvântul lui Hristos. Îl cunoaștem. Dar când să punem în practică, atunci când acest cuvânt trebuie să se prefacă în noi, în trup, când acest cuvânt al lui Hristos a trebuit să ia trup în noi, când voia lui Dumnezeu a trebuit să se vadă în viața noastră, noi nu mai ascultăm pe Hristos cu viața. Doar atunci când cuvântul ascultat se face în noi faptă, împlinire și trăire sfântă, doar atunci noi îl ascultăm pe Iisus Hristos. Spune fratele Traian în alt loc. Domnul și lumina noastră este atât de aproape de noi și totuși cât de puțin ochii îl văd. Este atât de frumos și totuși cât de puține inimi îl iubesc. Este atât de dulce și totuși atât de puține suflete îl gustă. Nu-i oare de mirare lucrul acesta? Nu-i oare de mirare lucrul acesta? Dar noi care cunoaștem pe Iisus Hristos, a trebuit să ne dăm silința. A trebuit să ne punem în gând și să începem cu dragoste și cu perseverență munca aceasta. Munca de a ne apropia de Iisus Hristos și de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Și munca aceea prin care silința aceea și nevoința aceea prin care cuvântul să ia viață noi. Prin care Domnul Iisus întrupat să se întrupeze și în inimile noastre. Să-L cunoaștem cu adevărat cu viața noastră și să-L trăim cu adevărat cu viața noastră. Taina aceasta cea mare în care Dumnezeu se face om. Spune și îi pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este aproape de fiecare om. De fiecare inimă Dumnezeu se apropie. Doar noi trebuie să ne deschidem Lui. Și doar noi trebuie să-L primim și cu sinceritate și această legătură și această dragoste și această iubire și această strânsă părtășie dintre noi și Hristos trebuie să se vadă în viața noastră. Și noi trebuie să o trăim în fiecare zi și noi trebuie să o simțim în fiecare zi. Pentru că atunci, cu adevărat, noi suntem fericiți. Spune fratele Traian într-o poezie. Ce taine-mi sunt atâtea, Doamne! Și cât aș vrea să le pătrund. Mai câte cruci erau pe lume, de ce ai voi, mai câte cruci erau pe lume, de ce ai voit-o chiar pe-a mea? Când ai intrat în sărbătoare și toți doreau atât să-ți dea, mai câte flori veneau spre tine, de ce ai ales-o chiar pe-a mea? Când soarele ardea în pustie și atât de sete îți era, mai câte căni erau cu apă, de ce ai cerut-o chiar pe-a mea? Când și pe ulițele noastre, odată drumul tău trecea, mai câte porgi erau în cale, de ce ai deschis-o chiar pe-a mea? Când cu săgețile iubirii, cuvântul tău aprins trăgea, mai câte inimi erau strânse, de ce ai străpuns-o chiar pe-a mea? Când ți-ai dorit pe altarul jertfei o ardere atât de grea, mai câte vieți erau, Iisuse, de ce ai ales-o chiar pe-a mea?
Această poezie ar trebui să o strângem în inima noastră și să vedem că Hristos are nevoie de unul fiecare dintre noi. Și Hristos vine la fiecare dintre noi și așteaptă ca și noi să-i dăm răspunsul nostru, ca și noi să-i întindem mâna Lui. Spunea Părintele Necula într-o zi de 2 ianuarie, dar în 2 ianuarie, când e sărbătoarea și Sfântului Serafim de Starov, spunea Părintele Necula astfel: suntem așadar la începutul unui an în care Dumnezeu se definește, în care Hristos se definește ca un Dumnezeu ce ne este în întâmpinare. Și mai mult decât atât, ne este în întâmpinare nu doar prin praznicele sale, ci prin toată dragostea asta, prin purtarea sa de grijă. Suntem așadar înaintea unui an nou. În zilele acestea, poate că mulți dintre dumneavoastră, cum eu însumi am făcut, vă fixați în agendele întâlnirile lumii ce vor să vină, ale lumilor ce vin, și zic eu, la capătul anului ce se începe astăzi. Suntem așadar la puncte de întâlnire cu oamenii din jur, cu Dumnezeu cel viu. Nu trebuie să uităm niciodată, în schimb, că țelul vieții noastre nu e doar întâlnirea cu Dumnezeu, ci rămânerea cu El. Nu e doar întâlnirea cu oamenii din jurul nostru, ci împreună zidirea noastră reciprocă în acea osmosă binecuvântată pe care filozoful de la Păltriș, Nicolae Constantin Noica, o punea tot timpul la îndemână. Trăim într-o lume în care nu știm cine dă și cine primește. Câtă vreme suntem dispuși să dăm în harul Duhului Sfânt și să primim în harul Duhului Sfânt. Este exercițiul drumului Emausului. A te întoarce tot timpul către Hristos, a călători cu El, a vedea cu El tainele adânci ale legii, ale Vechiului Testament, împlinindu-se în cel nou. Drumul spre Emaus nu este altă cale decât drumul spre propria noastră identitate, spre descoperirea propriei noastre identități, la oaltă cu descoperirea Dumnezeului Celui Viu, sus inimile dar. Pe cale ne așteaptă minunea descoperirii Lui Dumnezeu. Nu vă temeți! Nu e un an în care să ne pună la pământ, nici de data aceasta. Cerul se deschide. Emausul ne îngăduie să-i vedem rânile Lui Hristos, care se frânge de dragul nostru. Hristos ne așteaptă, dar poate privind în adâncul inimii noastre, vedem că inima noastră este închisă. Vedem că pe inima noastră sunt cătușe care nu ne lasă, un lac greu, care nu ne lasă să ne apropiem de Hristos, care nu ne lasă să lăsăm pe Hristos să intre în inima noastră, acolo să pătrundă și lumina Lui și iubirea Lui să ne inunde. Spune Părintele Iosif: o inimă închisă, o inimă încuiată, numai Dumnezeu o poate deschide. Folosește 3 lacăte. E un lacă de argint. Predicile. Acestea sunt predicile. Chemările. Cuvântările. Dacă acest lacă nu deschide inima omului, vine o cheie de metal. O cheie de fier. Este cheia suferințelor. Cheia durerilor. Iar dacă nici această cheie nu deschide, Dumnezeu vine cu cheia de aur. Cheia Duhului, cheia darului dragostei lui Hristos. Să rugăm pe Iisus Hristos ca această cheie a Duhului, a dragostei, a iubirii, să descuie și inima noastră în acest an și noi să-i slujim Lui, să slujim celor din jurul nostru, să lucrăm pentru mântuirea noastră, să lucrăm pentru mântuirea celor din jurul nostru, căutând mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea. Slăviți să fie Domnul!